Bună ziua tuturor, bine ați venit! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și vă urez bine ați venit la cel de-al 26-lea webinar împreună online. Acum, aproape mai bine de un an, începeam să intrăm să facem educație în regim online, educația cum a fost ea denumită, educație în pandemie, unii dintre noi având și beneficiul de a putea exercita pentru o perioadă scurtă de timp educația de tip hibrid, ceilalți educând și făcând educație în continuare în regim online. În urmă cu 2 săptămâni am început o serie care va continua pentru cel puțin încă câteva săptămâni, în care vom prezenta experiența atât a universităților cât și a tuturor profesorilor, a studenților care vor urma în curând, cât după aceea și altor profesori din învățământul liceal sau școlar, de educație în acest an. Vom încerca să scoatem în evidență în special practicile cele mai bune, dar și practicile normale, practicile pe care absolut oricine le poate face. Nu vom încerca să arătăm doar exemplele deosebite sau care ies în evidență, ci practicile care au făcut succesul acestui an de educație online, mai ales în anumite domenii care sunt destul de dificil de gestionat în educație. Din această cauză am început în special cu Universitatea Politehnică din Timișoara, fiindcă învățământul ingineresc nu este poate întotdeauna cel mai facil de a fi predat în online, dar și datorită faptului că în Universitatea Politehnică din Timișoara noi aveam deja experiență, mulți dintre noi, să zicem așa, multe dintre cadrele didactice și mulți dintre studenți, de un regim blended learning, de un regim care beneficia și de campusul virtual, dar și de metode și de tehnici de predare interactivă de câțiva ani. De aceea poate că pentru noi a fost în anumite momente mai ușor și mai facil. În această ediție, ediția 26, alte 3 facultăți din Universitatea Politehnică din Timișoara își vor prezenta experiența, activitățile, modul cum au realizat examinarea, dar și provocările deosebite din acest an de educație online. În special va fi vorba despre Facultatea de Arhitectură, despre Facultatea de Construcții din Universitatea Politehnică din Timișoara și de Facultatea de Electrotehnică din Universitate. Pentru început, voi începe cu Facultatea de Arhitectură și mă bucur să-l am alături de mine pe domnul conferențiar arhitect Cristian Blidaru, care este și prodecanul Facultății de Arhitectură din Universitatea Politehnică din Timișoara, facultate unde predă discipline de genul teoria arhitecturii, perspectivă și geografie urbană. Pot să spun doar că domnul arhitect Blidaru are și experiență deosebită privind practica de proiectare, deoarece activează și ca și arhitect și este și puternic implicat în diferite activități, cum a fost, de exemplu, activitatea facultății la Festivalul de la Viena, Viena Design Week, ci în multe alte activități care implică comunitatea din județul Timiș sau din orașul Timișoara. Împreună cu el este și doamna șef de lucrări, Diana Giurea. Se prezintă pe rând pe fiecare dintre cei din această facultate, care este, cum să spun, predă la aceeași facultate de arhitectură, nu vreau să mă repet, a obținut un titlu de doctor cu un subiect foarte interesant, de subiectul formei în arhitectură prin prisma formelor organice. Mi s-a părut foarte interesant acest lucru și a noilor tehnologii digitale de proiectare și materializarea componentelor de arhitectură. Dar pot să spun în special pentru noi că ea este una dintre persoanele care sunt adminii campusului virtual pentru Facultatea de Arhitectură, are o activitate deosebită în acest sens și s-a preocupat puternic ca colegii din arhitectură, arhitecții, să îmbrățișeze cu drag, să zicem, campusul virtual și să-și dobândească experiență cât mai vastă în acest domeniu. Pentru început, domnul arhitect, domnul conferențiar Blidaru va face o scurtă prezentare, urmând să prezinte după aceea și doamna Giurea. Vă rog! Mulțumim frumos pentru invitație. Mi se pare o ocazie extraordinară de a arăta ce s-a întâmplat în facultatea noastră în ultimul an de zile. Pentru noi a fost un an deosebit
și foarte interesant din punct de vedere pedagogic. Pot spune că am trecut pentru o schimbare de paradigmă aproape în felul în care ne organizăm atelierele de proiectare, cursurile și toate activitățile cu studenții. Schimbare la care ne gândeam deja de mult, și anume migrarea într-o zonă mai digitală, însă nu ne-am așteptat să fie atât de bruscă și am fost cumva parțial pregătiți, însă cred că suportul care a venit ulterior din partea echipei cel a fost cât se poate de benefic și a structurat și a clarificat gândurile noastre într-un mod extrem de potent, aș zice. Am să dau share prezentării noastre, sper să meargă bine. Pentru prezentarea noastră am decis să fac așa un soi de călătorie în timp, să explic un pic contextul în care ne-am aflat noi în momentul în care am intrat în această pandemie și cum am trecut de la o situație la cu totul alte situații din punct de vedere pedagogic și ce a însemnat asta pentru noi. Și am structurat-o înainte și după. Înainte de pandemie, trăiam și eu și mulți din colegii mei într-un soi de lume foarte manuală. Da, se pare că slideshow-ul meu merge în continuare fără să se oprească. Deci nu a mers. Nu știu cum se face, să facem așa. Sper să... Numai puțin să schimb. E ok așa? Da, e bine, așa se vede, e ok. Îmi pare rău că se văd icoanele, se pare că nu mă trădează tehnologia, chiar astăzi. Deci veneam cu toții dintr-o lume un pic diferită, să zicem, de ce vedem în alte facultăți în UPT, odată prin prisma relației sau tipului de relație care există între studenții facultății și profesori, care se bazează pe, să zicem, un tip de predare aproape 1-1 în foarte multe situații. Dar și o lume extrem de manuală, cel puțin în anii mici unde predau eu, care e construită în ateliere unde se produc machete, modele, planșe desenate de mână, lucruri ce țin cumva de un anumit tip de aplicare spre profesie care implică așa aproape o relație de tip maestru-ucenic, dar și o trimitere mai degrabă spre o lume de tip școală de arte frumoase. Și asta este și motivul pentru care am ales să prezint situația anului întâi, pentru că ea este specială față de ce s-a întâmplat în anii mai mari, în același timp este anul pe care îl cunosc cel mai bine eu predând acolo. Și după cum vedeți, cam asta e atmosfera în școala noastră în timpul unei predări, când se fac, să zicem, machete de orașe. Asta este un proiect colaborativ extrem de interesant la anul întâi, unde studenții se întâlnesc timp de un semestru și își negociază pozițiile într-un oraș, își construiesc aceste clădiri, totul se bazează pe modelaj. Deci vă puteți imagina tipul de construct pe care îl facem. În afară de activitățile noastre academice, clasice, avem foarte multe activități extracurriculare care se întâmplă fie în clubul facultății, fie în afara școlii, în diversele practici de vară, competiții și așa mai departe, unde din nou totul e construit pe aceste relații de 1-1 și pe un schimb direct între profesor și student. Aici vedeți o imagine din atelierul nostru de anul întâi, unde toată echipa s-a fotografiat la final, după ce fiecare și-a predat macheta. Și dintr-o dată lumea asta s-a prăbușit în spațiu unei singure săptămâni. Nu se aștepta nimeni, că știam că e o situație foarte dificilă, dar nu ne așteptam să fim închiși. În acel semestru noi începusem un exercițiu extrem de interesant pe un sit real. Ne hotărâsem în premieră la anul întâi să lucrăm pe un sit. Asta înseamnă să avem o locație reală în oraș, să o vizităm cu studenții, și n-am lucrat nici 3 săptămâni pentru că ne-am închis. Și, bineînțeles, am avut un mic atac de panică, dar am avut în același timp noroc cu câteva... Aveam deja dezvoltate câteva unelte digitale
care ne-au fost de mare folos și până am învățat să folosim campusul și până ne-am prins cum funcționează și am primit toate informațiile legate de campus, am folosit aceste unelte și credem noi că am reușit să ducem atelierul și organizarea lui într-o zonă extrem de competentă, dar mai mult decât atât am reușit cumva să redefinim ceea ce înseamnă atelierul de proiectare la un an mic și în același timp să schimbăm chiar paradigma proiectului, felul în care este el construit și rezultatele lui, livrabilele. Dacă până în acel moment, după cum am văzut, livrabile erau machete sau planșe și la anul 1 și la anul 2, uneori chiar și la anul 3, de data asta machetele nu mai puteau fi făcute de la distanță, lucru de mână era destul de dificil de implementat într-o astfel de relație de la distanță, așa că am hotărât să digitalizăm tot procesul didactic de la organizare până la workflow, la modul în care lucrăm. Și cele două unelte pe care le-am folosit au fost un blog și o pagină de Facebook. Blogul a debutat undeva în 2012, deci îl aveam deja de mult timp și a fost gândit de atunci ca o zonă în care noi să putem să postăm teme, să purtăm un dialog oficial cu studenții, astfel încât el să nu mă întrebe de fiecare dată ce am de predat, unde găsesc un anumit format sau o anumită informație, poate să fie structurate într-un singur loc. În același timp era o resursă bibliografică extrem de bună pentru că puteam să postăm bibliografia fiecărui proiect, puteam să postăm cursuri de teorie arhitecturii care în anii mici sunt legate în mod direct de activitatea de la proiectare, puteam să ne facem prezentările colectivului profesoral, astfel studenții știau exact cu cine lucrează, în ce moment. Deci era un tool extrem de bun și de eficient, care pot spune că ne-a salvat în acest moment, pentru că ne-a permis să mutăm și restul activităților în această zonă. Și bineînțeles că blogul a fost dublat de o pagină de Facebook. Acum, n-aș vrea să rămânem cu impresia că doar un singur an de la Facultatea de Arhitectură este organizat în acest mod. În 2012, când am pornit noi acest blog, și ceilalți ani din facultate și-au pornit câte un blog și o pagină de Facebook, deci cumva studenții erau obișnuiți deja de ceva timp să lucreze, să-și primească temele în mediul digital, să lucreze cu Google Drive, să predea digital, în special la anii mari. Deci exista o oarecare deschidere spre acest tip de mediu. Și acum, ce s-a întâmplat a fost, și foarte rapid am să arăt o imagine, asta este adresa blogului, imediat o să ne mutăm pe el pentru a explica mai în detaliu cum am folosit noi această unealtă. Am ajuns ca în acest moment, astea sunt niște imagini de la o corectură online chiar de săptămâna trecută, tot de la anul întâi, să lucrăm astfel. Sunt patru proiecte diferite, le-am ales doar pentru a vedea cum arată o fereastră în timpul procesului de corectură, în care de o parte avem proiectul studentului, de partea cealaltă avem tableta profesorului care scrijelește în proiect și taie și cenzurează sau adaugă în funcție de nevoi. Chestia asta se întâmplă de două ori pe săptămână, timp de patru ore, în formate organizate și produce rezultatele pe care o să le vedem imediat. Am vrut doar așa să vă faceți o idee. Programele pe care am ajuns să le folosim sunt programe entry level. Ne-a fost foarte greu să impunem studenților în acel moment un anumit program. Sunt foarte multe software-uri de proiectare în disciplina noastră și în practica profesională, așa că am ales un program care să fie free for all, SketchUp, care e ușor de folosit, ușor de învățat și e o unealtă foarte bună de modelat, cel puțin la acest nivel. Bineînțeles că anii mari au lucrat în programele lor clasice, în ArchiCAD, Rhino și așa mai departe, lucruri programe mult mai profesioniste din acest punct de vedere. Pentru noi, saltul a fost incredibil pentru că am descoperit ceea ce anticipam și ceea ce bănuiam vis-a-vis de capacitățile studenților noștri sau acestor ultimilor generații care au venit, și anume o
capacitate incredibilă de a se adapta acestui mediu și de a trece din zona manuală în zona digitală. Aceste cursuri de regulă durează câte un semestru pentru fiecare program. Vreau să vă spun că în acea lună martie, studenții anului întâi, nepregătiți, au reușit să învețe SketchUp în 2 săptămâni și să producă niște rezultate care ne-au dat pe spate. Și au făcut lucrul ăsta acasă din proprie inițiativă doar pentru a fi la nivelul cerut de profesori. Noi nu am impus un anumit standard, tocmai pentru că era imposibil să facem lucrul ăsta. Materiile astea sunt în ani mult mai mari decât în anul întâi, dar prima concluzie pe care am tras a fost asta legată de dorința și de capacitatea lor de a folosi aceste unelte digitale și de a o face într-un mod cât se poate de competent. Și acum am să închid această prezentare pentru că vreau să merg direct spre blog pentru a vi-l arăta și pentru a înțelege cum a funcționat. Deci acesta este blogul arhitectura1tm.wordpress.com, care are o istorie pentru cine e interesat și merge în spate, după cum vă spuneam, aproape 8 ani de zile. Dar mi-am salvat sus niște taburi pentru a arăta mai clar exact ce s-a întâmplat în anumite momente semestrul 2 al anului trecut, când am intrat în pandemie. Am lansat o temă care se numește Casa Anotimpurilor. Tema arată în felul ăsta, așa arată toate temele la noi. Studenții știu exact care sunt obiectivele, care este calendarul, ce au de predat. Cine e curios și se uită pe această temă, vede că în momentul în care ea a fost postată, nimeni nu se gândea că va fi o predare digitală și că acest proiect nu se va întâmpla altfel decât se întâmpla până în acel moment, cu machetă, planșe desenate și așa mai departe. Și din păcate, după cum spuneam, peste noi a venit pandemia, așa că următoarele postări pe acest blog au făcut pentru noi munca pe care o face acum într-un mod mult mai bun și mai structurat campusul. În sensul în care ne-a permis să comunicăm cu ei și aproape de la o ședință la alta, a fost un efort extraordinar și pentru noi, a trebuit să definim exact ce piese trebuie predate, în ce format, unde sunt, cum sunt denumite, unde se încarcă. Fiecare student și-a făcut un Google Drive. Noi am primit acces la acest drive și am putut să lucrăm cu drive-ul lor. Și ăsta a fost primul post, Arhiva Digitală, Atelierul de la Distanță, unde am făcut toată această organizare, după care a urmat aproape săptămânal postări legate de temele pe care trebuiau să le facă și de modul în care trebuie să lucreze în acest nou format. Pentru că blogul a suplinit, să zicem, expunerea orală pe care o aveam în atelier în fața tuturor studenților. Dintr-o dată nu mai puteam face acest lucru și trebuia să folosim acest format scris. Și săptămânal au primit aceste teme care s-au încheiat într-o predare. Și foarte rapid am să arăt acum care este avantajul acestui tip de predare. Predarea digitală ne-a permis să facem și o mapă. Și mapa asta a ajuns pe ISU și în momentul ăsta, pentru prima oară din toate, ne-am dat seama că putem să arătăm ce facem, pentru că a fost foarte rapid să încopim tot materialul ăsta, toate proiectele astea să le punem împreună și să arătăm exact ce am făcut. Și mapa asta, care are destul de multe pagini și nu o să vă plictisesc să vă arăt toată, are practic structurat în ea tema primită de studenți. Fiecare etapă a proiectului, aici vedeți că deja aici lucram încă de mână, mergeam pe sit, ne uitam la natură, pentru că era o casă undeva în Parcul Rozelor, o casă dedicată unui grădinar. Încă lucram în machete de studiu și aici dintr-o dată se rupe tot și de aici începe proiectul făcut integral online cu arhiva lui electronică, cu machete lucrate de acasă, fotografiate și trimise spre corectură, cu desene de mână încă făcute de acasă și trimise spre corectură, scanate și trimise spre corectură. Și încet, încet încep să apară proiectele făcute digital, folosind SketchUp, folosind programe digitale.
O săptămână dedicată prezentării proiectului, o săptămână dedicată modelajului, o săptămână dedicată layout-ului pe planș. Lucruri pe care nu le-am făcut până atunci, niciodată, și nu ne-am gândit că vom ajunge să le facem. Și urmează toate proiectele, așa cum au fost ele prădate, fără nicio excepție, puse în această mapă. Unele planșe mai competente, altele, să zicem, mai la început, dar oricum saltul a fost incredibil din punct de vedere al acestui livrabil. A urmat o a doua, să zicem, provocare pentru noi. Dacă pentru primul proiect din semestru am lucrat pe un sit real, ne-am dat seama că pentru al doilea proiect din semestru nu mai puteam să ieșim pe sit, pentru că eram blocați în casă. Fiecare era la el acasă, în orașul lui, și am hotărât să facem în premieră din nou un concurs internațional cu studenții noștri și am căutat un concurs care să fie suficient de simplu pentru ei. Știam că trebuie să facem o structură scheletală și am făcut acest concurs pentru un turn de observație în Letonia, dacă nu mă înșel, care tema ni s-a părut perfectă comparând cu ce aveam noi ca și obiective didactice, și am luat pur și simplu tema de concurs cu mici modificări în ea și am adaptat-o într-o temă pentru anul întâi. Aici vedeți exact proiectul care a câștigat, așa arată proiectul câștigător, și am să vă arăt imediat cum arată de data asta mapa noastră. Asta este un proiect făcut la anul întâi în Timișoara, zic eu, chiar mai interesant decât ce a câștigat acolo în concursul internațional. Și din nou la finalul proiectului am fost în stare să generăm o mapă de proiect în spațiu a câteva zile, pentru că toate proiectele noastre, toate predările au fost digitale și toate materialele erau ready to print, ca să spun așa. Și da, ăsta este concursul, ăsta este situl, tema tradusă și interpretată, toate, să zicem, chestiunile care au fost introduse din punct de vedere teoretic. Tema asta ne-a mai permis să facem ceva foarte interesant, ce făceam foarte greu înainte, și anume să aducem invitați, speakeri care sunt pe subiectul pus în discuție. Și în cazul ăsta am adus cel mai bun inginer pe lemn din țară, pe cum îl cheamă pe Șoflete, Diana, acum cam un Marius. Marius Șoflete, da, nu știu, mă gândeam la Marius Miclăuș și Marius Șoflete, da, doi că erau MM, Marius Șoflete și Marius Miclăuș, care au făcut o prezentare studenților extraordinare și le-au explicat cum funcționează o structură de lemn și la ce trebuie să gândească, mult mai bine decât am fi știut noi să o facem, ei fiind un cuplu de arhitect-ingineri. După care a urmat proiectul cu toate temele lui și, din nou, colecția de proiecte care poate fi văzută și în acest moment, intrând pe blogul nostru. Ne bucură foarte mult că avem această expoziție, practic, vie, accesibilă oricând. După Corgi Tower, semestrul nostru s-a încheiat și urma o nouă problemă pentru noi în relația cu studenții. Dacă în fiecare vară noi organizam școli de vară în care ne duceam cu ei în excursii, pe munte, la diverse workshop-uri și așa mai departe, ne-am zis că din nou nu avem ce face. Așa că am organizat în premieră școli de vară online. Și una din școlile de vară online, toate au fost axate pe zona digitală. Diana a făcut una pe design parametric, super interesantă. Eu, profitând, să zicem, de cunoștințele mele de design grafic și de cursul de design pe care îl predau, am făcut cu ei o practică de portofoliu și am mai învățat un skill care nu era parcurs la acest an până în acel moment, și anume skill-ul sau abilitatea de a-ți produce un portofoliu după un an de zile, astfel încât select few, care s-au înscris la practica mea, au generat aceste portofolii care pot fi văzute la rândul lor pe blogul nostru, și deschid acum la întâmplare, dau click pe unul, și ele sunt în format ISU, și ce au învățat studenții prin acest proces, dincolo de tot ce înseamnă prezentare și self-promotion, a fost că toată informația pe care o generează trebuie arhivată, pentru că ea în final poate să ajungă poate fi structurată într-un astfel de portofoliu de proiecte
care deja este o reclamă pentru etape următoare din cariera lor, inclusiv un interviu Erasmus sau mai știu eu ce alte, să zicem, planuri profesionale poate să aibă. Și așa arată un portofoliu după un an de studiu. Sunt toate proiectele din anul întâi pe care acest student le-a făcut, explicate prin imagini, diagrame și text. Da, și nu vreau să vă mai plictisesc foarte mult, pentru că din momentul ăsta, după ce s-a încheiat acest semestru extrem de nebun și de dinamic pentru noi, a fost așa ca o cursă și un maraton, dar în același timp și o cursă de 100 de metri în același timp, și ca timp și ca viteză. Și cred că și pentru studenții noștri, spre finalul semestrului deja începeam să înțelegem campusul și cum funcționează el. Și din acest an, practic, am migrat toate informațiile astea pe campus. Blogul a rămas, dublează practic ce face campusul, dar este doar o unealtă de promovare a activităților noastre, pentru că tot ce înseamnă lansare de teme, assignment-uri, se întâmplă în acest moment pe campus. Și asta este valabil, cred că, pentru toți anii și toate atelierele de proiectare. După cum v-am arătat și încheie aici, corectura în online, atelierul 1-1 prin Zoom este dificil, pentru că presupune practic un filtru, pune un ecran între participanți, însă în același timp ne-am dat seama că eficientizează extrem de bine, da, scuze că am rămas cu asta foarte bine, că m-ați oprit, eficientizează foarte bine timpul profesorului și timpul studentului și în final am sesizat că de multe ori studenții sunt mult mai focusați și mai în proiect, în acest, e paradoxal ce spun acum, dar reușesc să se concentreze mai bine și să aibă un workflow mai coerent decât o făceau în școală, unde exista întotdeauna tendința de a pierde vremea cu prietenii, de a mai ieși, ceea ce, bineînțeles, e foarte important. Atelierul la arhitectură e un spațiu așa destul de anarhic în care se intră și se iese cum fiecare cum vrea și nu e o chestie... Da, mă opresc aici. Am să o las pe Diana pentru că Diana să povestească, scuze, despre o altă experiență super faină și anume admiterea la arhitectură și pregătirea pentru acest proces care iarăși că e revoluționară pentru facultății de arhitectură din țară, ceea ce facem noi. Diana, te rog și mulțumesc și scuze că am vorbit foarte mult. Sunt foarte entuziasmat și îmi place să vorbesc de ce facem. Așa că, Diana, succes! Te rog! Mersi, Cristi! Într-adevăr, pentru noi, anul acesta care s-a încheiat a fost cu foarte multe provocări, dar cuvântul serie este provocare și tind să cred că am răspuns de fiecare dată la standarde ridicate cu variantele noastre de relaționare cu candidații noștri și cu toate entitățile implicate în procesul acesta de admitere. Acum, ca imagine de ansamblu, admiterea pentru noi presupune mai multe ingrediente. Unul din ingrediente este concursul Hans Fackelmann, care se desfășoară deja anul acesta la a treia ediție și face parte din grupul de concursuri organizate de Universitatea Politehnică prin programul Un pas spre viitorul tău. Mai avem orele de pregătire pe care deja le derulăm de ani de zile și proba de admitere în sine, care are loc în luna iulie. Despre concursul Hans Fackelmann, și înainte de pandemie, încă funcționam pe un site dedicat în care candidații sau persoanele interesate în participarea la acest concurs puteau să-și obțină informațiile și să cumva să vadă statusul concursului, calendarul și toate informațiile necesare. Dar care are două etape concursul ăsta și aici mi se pare foarte important să ne oprim. Etapa de calificare care se întâmpla online prin transmiterea de portofolii,
Dar mai aveam etapa finală care se întâmpla în format față în față, deci la fața locului. De fapt, vedem aici în partea stângă o imagine din timpul probei de la etapa finală a concursului, în care candidații noștri veneau în spațiile noastre și timp de câteva ore redactau un răspuns pentru o situație pe care o configuram pentru ei în ziua respectivă. În schimb, anul trecut, imediat după ce am intrat în lockdown, a trebuit să găsim o soluție să susținem acest tip de concurs la care nu am vrut să renunțăm. Și am stabilit ca proba finală să nu se mai desfășoare, bineînțeles, în formatul acesta live, față în față, ci să menținem proba de desen pe Zoom, sub supraveghere, în camere diferite, știm deja foarte bine cum funcționează unealta aceasta, dar în plus de atâta am zis, ok, trebuie să ne cunoaștem candidații și trebuie să avem un contact cu aceștia, chiar dacă este prin filtrul interfeței de Zoom, și am introdus proba de interviu. Dacă la început a sunat așa foarte, nu știu, am simțit că i-a speriat oarecum pe candidați, ok, mă pui să mă întâlnesc cu cineva pe care nu-l cunosc sau un grup de oameni cu care n-am mai interacționat, cum o să fie, puteau să apară tot felul de anxietăți de genul acesta. Noi ne-am stabilit să facem o serie de sesiuni de testare audio-video care, pe lângă latura asta lor de verificare logistică și tehnică, aveau și scopul de a familiariza candidații cu mediul acesta, de a te întâlni cu cineva pe care nu-l cunoști, să povestești, să vadă că totul este ok, deci cumva să le creăm o zonă de confort în partea de întâlnire online, care urma să aibă loc cu comisia. Aici vedem două capturi de ecran din timpul probelor de interviu și cum aveam partajat ecranul și fiecare candidat putea să-și argumenteze conținutul portofoliului pe care îl transmisese. Asta este o dată componenta Hans Fackelmann, care de fapt ne-a oferit nouă bază pentru construirea admiterii în formatul ei online pe care l-am avut în această vară. În plus de atât, revenind la orele de pregătire pentru admitere pe care deja le făceam de ani de zile, sâmbetele ne întâlneam cu candidații la fața locului și acestea au migrat online. Da, așa ceva arătau atelierele pe vremea când ne întâlneam cu candidații care veneau din toate colțurile țării, numai ca să stea aici cu noi 3 ore și să desenăm împreună, să vadă cum ținem creionul în mână, cum operăm cu uneltele de desen de precizie și să primească, bineînțeles, și feedback pentru planșele pe care le redactau ei ca temă. Aici ne-a ajutat foarte, foarte mult campusul virtual, pentru că campusul a devenit prin acest curs dedicat pregătirii de admitere pentru FAUD, a devenit cumva zona de schimb permanentă dintre noi ca facultate și candidații, posibilii noștri candidați. Ca resurse educaționale, tot încercam să magnetizăm către vechiul tip de predare și de interacțiune care se întâmpla la fața locului și atunci am intervenit prin tutoriale video de desen artistic, tutoriale video de desen tehnic, ce înseamnă resurse de tip fișiere PDF care sunt foarte ușor de parcurs prin construcții grafice de care candidații se puteau folosi și puteau fi accesate oricând. Deci, practic, nu mai depindeau de acele 3 ore limitate pentru accesarea informației din partea noastră. Iar întâlnirile cu ei s-au desfășurat în continuare în zile de sâmbătă, sâmbătă dimineața, când, iarăși folosindu-ne de Zoom, ne întâlneam cu aceștia și partajam ecranul, le dădeam feedback pe planșe, tot utilizând tablete grafice și discuții directe cu elevii. Aici am mai pus partea asta de modul în care noi am mai comunicat tipul de admitere, pentru că admiterea n-a mai putut fi menținută în formatul clasic, și anume o probă de 4 ore în spațiile facultății, timp în care candidații urmau să deseneze răspunsurile la unele subiecte.
Și atunci am început să ne gândim, ok, cum modelăm această admitere, iar având în spate experiența concursului Hans Fackelmann, am zis, ok, hai să facem treaba asta și la admitere. Și prin urmare, admiterea noastră, cea de 4 ore clasică, de ani de zile menținută, așa s-a transformat, de fapt, în 2 probe mari, și odată proba de portofoliu și proba de interviu. Ideea asta de a introduce un interviu și iarăși dialogul cu candidații a apărut din simplu motiv că ne doream foarte mult să interacționăm și ne era dor să interacționăm cu, și cu studenții noștri pe de-o parte, dar și cu persoanele care frecventau orele de pregătire și cumva voiam să le dăm această ocazie să își prezinte în fața cuiva, în fața noastră a comisiei, să prezinte și să argumenteze portofoliul pe care ei l-au elaborat pentru admitere. Noi am fost singura facultate din țară, facultate de arhitectură, care am funcționat pe acest sistem de interviu, care aducea un plus de transparență procesului de admitere și cumva lucrurile erau mult mai clare, mai ales din punct de vedere al evaluării candidaților. În partea stângă am pus o captură de ecran de pe Facebook pentru că eram toți într-un moment din ăla, ok, avem foarte multe lucruri, vom face, da, concediul în luna iulie nu, vom avea admitere la FAUT, era mult mai important decât orice concediu în momentul respectiv. Așa ceva arată seria de, o parte din seria de portofolii pe care le-am primit și cam astea ar fi capturile de ecran din etapa de interviu, care se încheia pentru fiecare candidat cu o probă practică pentru 15 minute, trebuiau să dea un răspuns la o situație formulată în mod personalizat pe portofoliile pe care aceștia le transmiseseră. Din nou, aici se observă modul în care candidații prezentau în fața camerei desenele pe care le-au redactat în 15 minute și pe care urma după aceea să ne le transmită prin e-mail într-o variantă mult mai lizibilă. Cum ar mai fi multe de spus despre lucrurile astea, dar cred că Cristi Blidariu, împreună cu care sunt în echipă la atelierul de proiectare de anul întâi, deja le-a acoperit. Și din punctul meu de vedere, ce mi se pare foarte important în perioada asta, în care funcționăm un pic diferit față de cum eram obișnuiți, este să comunicăm și să empatizăm cu cei cu care comunicăm. Și în plus de atâta, toate situațiile astea care par străină de noi, să nu ne sperie. Și de asta am realizat sesiuni de training, inclusiv cu colegii noștri, înainte de admitere, să ne liniștim că totul este ok și totul funcționează. La fel s-a întâmplat și cu candidații, care am avut 3 sesiuni de testare audio-video, care i-au liniștit și au văzut că suntem niște oameni, de fapt, și noi cei din comisie, din echipa de organizare și așa mai departe. Ok, mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! Înainte de a trece la următoarea facultate, să zicem, am o întrebare cumva și pentru doamna șef de lucrări Giurea și pentru domnul conferențiar Blidariu, și care este cumva legată și de întrebarea care a apărut în Q&A și care a fost deja răspunsă de către domnul Blidariu, în care se vorbește pentru voi, cum să zic, faptul că și de aceea și ați prezentat cumva voi care predați la anul întâi, fiindcă este știut că arhitecții care ajungeau în anii terminali aveau deja abilitățile digitale și obligatoriu digitale, ca să zicem așa, de a gestiona proiecte cu aplicații, cu softuri dedicate, de a lucra. Mulți dintre ei erau deja în campusul virtual de mai mulți ani și gestionau acest lucru. Impactul a fost foarte mare pentru tinerii din anul întâi și la fel și pentru cei de la admitere, care s-au trezit dintr-o dată într-o meserie și la o facultate în care proba practică conta enorm, era definitorie în a putea deveni studentul Politehnicii, cu candidați numeroși, deci și cu o selecție care trebuia să fie cât mai judicioasă și mai corectă și eficient realizată,
că trebuie să găsiți soluții și v-ați descurcat, eu zic bine, și nu o zic de complezență ca să zic acest lucru, și fiindcă ați pus umărul împreună cu toții și v-ați mobilizat foarte mult din facultate, ceea ce și pe mine personal m-a bucurat și vă felicit încă o dată pe toți din facultate și felicit pe foarte mulți care îi știu că erau foarte, să zicem, nu neapărat retrași din punct de vedere al uneltelor digitale, dar le vedeau ca o piedică în creativitatea unei viitor arhitect. Credeau cu tărie că creativitatea se creează foarte mult prin desenul cu mâna și prin explicarea acestui desen într-o formă cât mai umană, să zicem, dacă se poate, și că tehnologia era o preliște în acest punct de vedere și care au îmbrățișat acest mod de abordare și s-au declarat chiar la final mulțumiți și bucuroși că au putut să experimenteze, indiferent de vârsta pe care o au, acest lucru. Și chiar mă bucur pentru asta. Și acum vine întrebarea, am cer scuze pentru explicația asta mai lungă, am vrut să nu neapărat să dau cu părerea, că nu mi-e locul mie aici, dar cumva să explic pentru cei care ne urmăresc de ce e atât de importantă această prezentare a voastră într-un context mai dificil. Pentru că eu cred cu tărie că pe lângă faptul că ați trecut cu bine peste acest lucru, voi ați reușit să însușiți atât voi cât și studenții voștri și candidații de la facultate două abilități foarte importante. V-ați întărit creativitatea, fiindcă ați trebuit să găsiți soluții într-o poziție nu foarte facilă și în condiții de stres, unul la mână, și de la mână, bineînțeles, că ați dobândit mult mai repede competențe digitale care cu siguranță vă vor ajuta. Întrebarea mea și provocarea pentru voi este: ce faceți cu ei în anii mai mari? Fiindcă deja studenții ăștia care sunt în anul întâi au luat startul mai repede. Și acum, în anii mai mari, va trebui să găsiți alte tehnici, alte modalități în care să-i puteți susține digital să învețe cât mai multe lucruri. Vă rog! Da, e o întrebare excelentă, aș zice, și am să răspund printr-un caz foarte concret cu care ne confruntăm acum. Unul din colegii noștri, Marius Găman, coleg de-a nostru la atelierul anului întâi, predă disciplina anumită informatică în anul 2, unde se făceau exact lucruri ce țin de prezentarea proiectului și cum se face un layouting și care sunt tool-urile în care se folosesc ori. Făcând acest salt brusc, toate cunoștințele lui au fost cumva predate de el și de noi, ajutându-l, pe parcursul a o săptămână, două. Deci ce ar fi predat altfel pe parcursul unui semestru s-a comprimat în două săptămâni și am dat seama că acest sistem modular de a introduce informația atașate direct de proiect și de nevoia imediată a studentului a funcționat impecabil, pentru că studentul a înțeles că în momentul ăla trebuie să folosesc tool-urile alea și care îl vor duce la un rezultat bine definit. Și acum stăm și ne întrebăm, și cred că și Mare se întreabă, a trebuit să-și redefinească tot cursul, pentru că studenții cu care a lucrat anul trecut la atelier, predând deja lucrurile astea, are curs acum în anul 2, cursul de informatică, unde practic rea aceleași lucruri, însă răsfirată pe un semestru. Și asta este un singur exemplu. Sunt multe alte lucruri, multe alte skill-uri care au fost dobândite în acest format modular, comprimat, atașat de nevoile proiectului, care se întind pe, cum spuneți, pe ani de zile, și e foarte problematic cum vom reuși să ne adaptăm acum pentru acești studenți și probabil că va trebui să regândim curricula în ansamblu ei. Cred ne este foarte clar tuturor, inclusiv domnului decan, că am intrat într-o nouă etapă a învățământului, în special pentru profesia de arhitect, și că va trebui probabil să ne adaptăm și să oferim un răspuns. Din păcate, și aici pentru că există și o problemă la mijloc, felul în care sunt gândite parcursurile curriculare la nivel de ARACIS și vin din altă lume, din altă epocă,
Și de multe ori o reformă atât de brutală nu se calează perfect pe felul în care sunt structurate aceste cursuri. Și aici va fi o altă problemă pe care va trebui să o depășim. Dar e un proiect pentru noi, pentru următorii ani, în mod cât se poate de clar, pe care va trebui să-l parcurgem cu toții. Diana. Da, dacă vrei să spui, Diana, ceva, da? Da, eu oricum sunt super încrezătoare în capacitățile colegilor noștri care sunt implicați în activitățile din anii mai mari să se readapteze și să înțeleagă cum trebuie să facă mișcarea conform noilor date de intrare cu acești studenți pe care avem și care au fost expuși unui alt tip de învățământ. Și chiar cred că văd, de exemplu, în cazul meu, care am ore acum la anul 3 de la licență de MEA, deja în terminal, care am reușit să, din nou, să realizez o disciplină care iarăși mi-era diluată pe 7 săptămâni, să o comprim, de fapt, într-o săptămână și restul timpului să îl aloc pentru discuții de unul la unul. Deci, cumva, să ofer suport personalizat și dedicat studenților. Și asta am observat că le priește mult mai tare când văd că ești direct implicat în relația cu ei. Ok. Da. Într-adevăr, și mă bucur că ați găsit aceste soluții inovatoare care, de fapt, duc la modele noi care definez, să zicem, project-based learning și personalized learning, ca să folosesc termenii științifici din această zonă, și cumva într-un mod natural ați ajuns la ele. Vom mai reveni și vom discuta cu colegii de la Facultatea de Arhitectură în curând. Acum încerc să ne grăbim poate un piculeț, dar vreau ca fiecare facultate să-și poată prezenta cât se poate de bine și de corect perspectiva și modul de abordare. Și am să-i prezint tot așa împreună, pentru că vor prezenta tot împreună, pe colegii mei de la Facultatea de Construcții din Universitatea Politehnică din Timișoara. Și am să încep cu domnul profesor dr. Inginer Sorin Herban, care este și prodecanul Facultății de Construcții, dar care vine dintr-o disciplină de geodezie și, de fapt, din catedra, departamentul de geodezie și cadastru. Abilitarea și-a dat-o chiar pe un domeniu destul de nou în România, cel de geodezie, și care, pe lângă faptul că lucrează și face foarte multe activități practice cu studenții, care sunt din nou într-o zonă dificilă de transferat în online, are și foarte multe activități și proiecte în zona de antreprenoriat pe care le susține în cadrul Universității Politehnică din Timișoara. Și este însoțit de șef de lucrări dr. Inginer Andrei Crișan, care vine dintr-un alt departament, departamentul de construcții metalice și mecanica construcțiilor, și care este totodată puternic implicat în aceste structuri de oțel și în partea de practică, și care face din nou cursuri și postuniversitare și de licență în această zonă de mecanică a construcțiilor, din nou nu foarte facilă predării online. Dar care au avut succes, pot să spun că studenții s-au declarat foarte mulțumiți de experiența pe care au avut-o la aceste discipline. Deci, domnul Herban și domnul Crișan, vă rog. Mulțumesc, Diana. Sper că mă auziți și vedeți. Trebuie să vă fac o mărturisire, sau de fapt mai multe mărturisiri la începutul prezentării. Prima mărturisire este că am fost surprins când m-a sunat Diana să îmi spui să pregătești ceva pentru ce se întâmplă la Facultatea de Construcții în anul online, și primul meu gând a fost, wow, încă o întâlnire online, trebuie să mă pregătesc și, wow, trebuie să și particip la ea. Apoi am stat și m-am gândit și am zis, măi, o astfel de provocare, că tot s-a folosit cuvântul ăsta, provocare, este foarte binevenită pentru mine, pentru că pot să mă evaluez serios eu, pot să evaluez colectivul de cadre didactice din care fac parte, facultatea din care fac parte, și pot să aștept câteva, să mă uit la ceas să văd cât vorbesc, pot să aștept câteva cuvinte și gânduri pe hârtie, pe hârtie virtuală, și mi-a prins tare, tare bine. A doua mărturisire care o fac este că
Făcând această introspecție, am văzut că Universitatea Politehnică a fost prinsă, pregătit de această perioadă ciudată pe care cu toți o trăim. Și aici a fost prinsă cu examenele pregătite, pentru că am avut oameni foarte faini și cu o echipă nemaipomenită, prin persoana lui Diana Andone și a lui Radu Varsiu, care în urmă cu 10 ani, vizionar fiind, m-au intrigat într-un proiect cu campusul virtual și îți mulțumesc, Diana și lui Radu, pe această cale și echipei tale minunate. Iar pe un alt aspect pe care trebuie să-l mărturisesc este că e foarte greu să vorbești după niște artiști. Arhitecții sunt niște artiști și au pregătit o prezentare excepțională și după aia, știți ce mi-a trecut prin minte? Slavă Domnului că arhitecții au nevoie de ingineri. Bineînțeles că și inginerii au nevoie de arhitecți, dar este minunat că în această universitate, eu zic că și arhitecții și inginerii fac echipă minunată și eu sunt o dovadă via faptului că fac echipă foarte bună cu cei de la arhitectură. Dar premiza de la care plec este că prezentarea mea o să fie mult mai tehnică, dar este o prezentare de care lumea reală are nevoie. Și vă mulțumesc pentru această, poate ceva mai lungă introducere. Pe de altă parte, când auzi, a împlinit un an, se taie moțul. Trebuie să zici neapărat la mulți ani, sau 10 ani, sau 15 ani, e o aniversare. Și vă zic la mulți ani cu jumătate de gură și să nu înțelegeți greșit acest aspect. Adică toți suntem convinși că această învățământ online, această trecere de la față în față în online, ne-a schimbat cu totul și va avea un efect destul de major în modul în care vom continua viața după pandemie. Dar am spus cu jumate de gură pentru că îmi doresc să văd oameni față în față, îmi doresc să mai predau și ceva din teledetecție. Teledetecție este simțul dincolo de vizual. Ne simțim căldura unui altora, simțim parfumul cu care ne-am dat și așa mai departe. Deci, la mulți ani și multe împliniri în zona aceasta de online. Trecând mai departe, mulțumesc, Diana, pentru prezentare și prezentarea mea am făcut-o gândind niște întrebări esențiale, cel puțin în dreptul meu. Și anume, cine sunt eu, cine sunt studenții mei, ce preocupări am eu, ce nevoie au studenții mei, respectiv ce soluții de continuare a activității academice folosesc în era COVID. Cine sunt eu? Diana a spus mult mai mult decât trebuia despre mine. Așa că am să vorbesc despre studenții mei. Cine sunt studenții mei? Păi eu predau, foarte interesant, predau în anul întâi, semestrul întâi. Vin studenții și dau de mine, era să zic dau cu fața de mine, acum numai cu fața de unii de alții, dar dau de mine. Și într-un fel îmi pregătesc materialele didactice pentru bobocii, pentru cei din anul întâi. Apoi predau, dintr-o dată fac un salt și nu mai mă întâlnesc cu ei decât prin anii terminal, prin anul 4 și predau la aproape licențiați. Și altfel îmi pregătesc materialele pentru cei licențiați sau care sunt aproape de licențiere. Apoi sunt masteranzii și am două categorii de masteranzi. Unii care vin imediat după ce au terminat facultatea, la 20 și un pic de ani, respectiv oameni care vor să aibă de-a face cu tehnologia ultimilor ani, care vor să aibă de-a face cu inovarea. Și într-un fel sau altul, să știți că la Facultatea de Construcție am încercat foarte mult să punem accent pe inovare și o să vedeți imediat. Ce preocupări am eu? Da? Care sunt preocupările mele? În primul rând, aș vrea să fiu relevant. Relevant în modul în care trăiesc, în modul în care predau, în modul în care informația ajunge la studenții mei. Apoi vreau ca informația să fie de calitate și să nu fie neapărat recurentă. Chiar dacă sunt unele, cum spuneau și colegii mei de la arhitectură, unele informații din anul întâi care se regăsesc în anii mai mari și ne bazăm pe ele, sunt foarte atent ca informația pe care o predau să nu fie recurentă. Și dacă nu există informații acolo, preocuparea mea este ca să adaug informația care, într-un fel sau altul, este lipsă. Apoi,
Aș vrea să predau cu autenticitate, în sensul că principiile teoretice însușite și dezvoltate de mine să ajungă pe masa studenților. Apoi aș vrea ca experiențele și experimentele mele să ajungă calde la studenți. Și vă spuneam de inovare. Să știți că la Facultatea de Construcții, și o să vedeți din câteva slide-uri din prezentarea mea, cel puțin în domeniul inovării, Facultatea de Construcții, eu zic că stă destul de bine, atât datorită echipamentelor pe care le avem în laboratoare, cât și oamenilor care lucrează cu aceste echipamente, datorită colegilor mei. Dar vă mărturisesc că cea mai mare provocare a mea a fost să fiu atractiv într-o societate care ne-a schimbat, într-un mediu care s-a schimbat pentru noi. Și atractivitatea ține de creativitatea și de acele talente care le-a pus Dumnezeu în mine, pe de o parte, și de modul în care pun aceste talente pe lume, în lumea virtuală și în fața studenților mei. Iar pe de altă parte am înțeles că atractivitatea ține și de feedback-ul pe care îl primesc de la studenți, inclusiv în zona aceasta online. Și eu încurajez ca majoritatea studenților mei să-și pornească camera, să mă oprească, să pună întrebări și într-un fel sau altul să creăm un mediu de încredere în care putem să întrebăm, putem să răspundem sau putem să ne informăm și să răspundem data viitoare, că și noi cadrele didactice nu avem răspunsuri la toate întrebările, dar cel puțin ne pregătim până data viitoare. Ce nevoie au studenții mei? Și aici, din nou, mă bucur că fac parte din această universitate, că dacă la această întrebare n-am răspuns eu, a răspuns piramida lui Maslow, pe care am îndrăznit și eu să o prezint aici, și dacă sunt nevoi de bază, cele de la baza piramidei, nevoile de bază în lumea asta virtuală nu țin numai de mâncare și de dormit, țin de acest calculator pe care îl avem în față. Și Universitatea Politehnică, cel puțin, știu că pentru toți facultății, dar au fost studenți din Facultatea de Construcții care, fără un calculator, nu mai putem să spunem că ne este acoperită nevoia de bază. A făcut acest lucru posibil pentru unul dintre studenții noștri. Dar eu cred că Facultatea de Construcții și prin, aici nu o să spun cadre didactice, o să spun prin dascălii pe care are Facultatea de Construcții, a pus cel puțin o cărămidă la fiecare dintre acest nivel, astfel încât să se ajungă în vârf la acea realizare sau o autorealizare a fiecăruia. Mai am încă 3 minute și încerc să mă rezum la 10 minute pe care am promis că le spun. Trec mai departe, nu mai merge. Opa, ba, mai merge. Ce soluții de continuare a activității în epoca, în era? Acum îmi dau seama că este greșit. Nu vreau să fie era, că vreau să se termine cât mai repede. În era COVID folosesc sau în această perioadă COVID folosesc. Și în primul rând, să știți că și noi folosim foarte, foarte mult soluțiile open source. Și nu știu dacă merge acest filmuleț, încerc să-i dau drumul. Da, folosim soluții open source, atât simulatoare pe echipamente, programe de modelare 3D de la Cloud Compare, la Meshroom, Meshlab și așa mai în parte, parte de administrare a datelor, cum sunt QGIS. Și aici se poate observa cum din imagine sunt lucruri pe care și arhitecții au nevoie. Vedeți, tocmai vorbeam la început de îmbinarea asta între arhitectură și inginerie foarte bine și nori de puncte din această captare a datelor din teren. Iar un alt lucru, bineînțeles că folosim și soluții dedicate și am ales una dintre o captură de ecran dintr-o întâlnire Zoom în care se vede că mulți dintre studenții mei sunt cu camerele pornite, dar pe lângă mine, să știți că eu fac foarte bună echipă cu cei cu care predau partea aplicativă și am încercat ca lucrurile teoretice să le îmbinăm cu lucrurile aplicative. Și este colegul meu, Adi, cu care am fost prezent și sunt prezent la mai multe cursuri. Deci, filmulețe, live-uri, demonstrații în teren, live-uri de pe șantiere și așa mai departe. Și în final, am ales o imagine virtuală a unei biserici catolice și este o biserică modelată de către echipa din care fac și eu parte și au lucrat și studenții noștri la ea.
Dar am ales această biserică nu doar cu scopul de a arăta ce se poate face în domeniul măsurătorilor terestre sau domeniul ingineriei civile sau ingineriei aplicate în diferite domenii, ci am ales și pentru că este, ne apropiem de Paștele Catolic și aș vrea să spun tuturor multă sănătate și sărbători fericite. Și am ales-o și dintr-o altă rațiune, pentru că am înțeles că în această perioadă a pandemiei n-ar trebui să mă preocupe, cel puțin pe mine, doar soluțiile de continuare a activității în această perioadă COVID, ci și urmele pe care le las pe acest pământ, fie că sunt urme fizice sau urme virtuale. Și îmi place tare mult unul dintre logo-urile care apare pe multe proiecte europene, Investește în oameni. Cred că Facultatea de Construcții și Universitatea Politehnică este un actor important care investește în oameni și cred că aceasta este o realitate pentru mulți dintre noi. Aștept cu nerăbdare întrebările voastre și vă mulțumesc că la acest ceas de seară ați ales să petreceți câteva minute și să mă ascultați și pe mine și pe colegul meu, care vă va arăta câteva aspecte din munca efectivă și din laboratoarele unde el își aduce aportul. No stop share. Mulțumesc, Sorin. Vă rog să-mi confirmați că vedeți ecranul meu. Da, este în regulă. Să vedem, pot să o și mut pe asta de aici? Noi vedem bine. Ok. Bun. Prezentarea mea, așa cum a zis Sorin, poate e puțin mai tehnică și mulțumesc colegilor de la arhitectură care ne-au făcut o introducere în tot domeniul foarte artistic. Mulțumim încă o dată pentru introducere. Eu m-am axat mai mult pe partea de ore și ceea ce a însemnat pentru mine din punct de vedere tehnic această experiență COVID. Și mai mult m-am axat pe tehnici experimentale. Și de ce m-am axat pe tehnici experimentale? Pentru că este o materie preponderent de laborator, adică teste făcute în laborator cu studenții și partea asta electronică a predării a cam schimbat totul. Și aici, în partea de curs, bineînțeles, am discutat despre partea teoretică, ce înseamnă efectuarea unui test, ce înseamnă un experiment în sine, tipurile de experimente, variabile, ceea ce se urmărește în timpul unui experiment, erorile care apar și, bineînțeles, instrumentele de măsură, respectiv instrumentele care ne ajută să realizăm acest experiment sau experimentele în general. După care am prezentat o serie de experiențe în laboratoare și experiențe aici mă refer la realizarea experimentului în sine și zic experiență pentru că este diferită pentru fiecare participant la experiment, începând cu rapoarte de încercări pentru încercări simple, teste pe care le-am realizat în laboratoarele de la noi din Facultatea de Construcții, respectiv Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor, diferite teste, cuplarea cu metoda elementului finit, o altă materie pe care o predau, în diferite situații, cu diferite echipamente, bineînțeles, cum funcționează aceste echipamente, de asemenea, teste realizate la scară mare, în laboratoare din Uniunea Europeană sau din alte zone, cu instrumentarea acestora și tot ce ține de ele. Dar bineînțeles, fără a realiza un experiment care ar fi trebuit să fie realizat împreună cu studenții în atelierele noastre de încercări, n-am mai putut face acest lucru, astfel încât am folosit campusul virtual ca platformă pentru a-i ruga pe ei să ne ajute cu niște experimente, adică să realizeze niște experimente, bineînțeles niște experimente suficient de simple pentru a putea fi realizate acasă, însă suficient de bine documentate pentru a folosi noțiunile prezentate la curs. Astfel, folosind campusul virtual, am creat o listă de proiecte pe care studenții puteau să le aleagă, după cum vedeți, proiecte relativ simple, însă dacă stăm să ne gândim totuși la
tot ce poate să apară în aceste experimente, începe să se complice puțin situația. Bineînțeles, studenții puteau să propună și ei alte proiecte pe care, prin intermediul întâlnirilor online, folosind Zoom sau Teams, am reușit să le clarificăm, după care, în final, rezultatele acestor experimente au fost încărcate din nou în campusul virtual. Și am ales un experiment realizat de către studenții noștri cu toată infrastructura necesară pentru determinarea efectului rezemărilor asupra lungimilor de flambaj. Bineînțeles, o chestie foarte tehnică, inginerească, nu la fel de artistică. Dar au realizat foarte bine aceste cerințe tehnice cu partea de realizare, cu ce au găsit, bineînțeles, la îndemână și, bineînțeles, au fost folosite și încărcări sau niște încărcări standard. Am fost asigurat de studenți că nu s-au consumat buturi alcoolice în timpul testelor, ci a fost sărbătorită finalul unor teste realizate cu succes. Bineînțeles, au fost realizate mai multe teste, se pot vedea diferite grade de încărcare a elementului structural, în cazul acesta un stâlp, pentru diferite condiții de rezemare. Bineînțeles, toate cele trei cazuri au fost documentate, s-a analizat analitic ceea ce ar fi trebuit să rezulte în urma testului, comparativ cu partea experimentală și, bineînțeles, au fost documentate și erorile, de unde apar aceste erori, care sunt tipurile de erori care apar, cât din aceste erori pot justifica aceste diferențe și așa mai departe. Astfel încât feedback-ul la finalul acestor teste a fost foarte pozitiv și foarte bine primit de către studenți, fiind foarte încântați de faptul că chiar au putut să realizeze acasă câteva experimente simple, dar cu aplicabilitate directă în construcții. O altă disciplină la care am beneficiat de, să zic așa, un boost în perioada asta electronică a fost cursul de structuri metalice la grupa de germană, unde pe lângă partea de curs în care am prezentat toate particularitățile de calcul, toate cerințele seismice, trăind într-o țară seismică, am putut să folosim campusul virtual și metodele astea de predare pentru a anima cursul, să zic așa, astfel încât putem să discutăm despre ce se întâmplă cu un anumit element de construcții, însă putem vedea și ce se întâmplă cu el mai mult sau mai puțin real în urma unei simulări numerice, diferențele între anumite situații și ce le face diferite pe cele două. De asemenea, e mult mai simplu să prezentăm o poză sau un fenomen care se întâmplă simulat numeric cu pozele făcute decât să desenăm astea pe tablă, pentru că, din nou fac referire la colegii arhitecți, se descurcă mult mai bine decât noi la desenat și la pus lucrurile în perspectivă. Noi trebuie să ne folosim de programe. Și cum ziceam, beneficiind de această transformare digitală, în continuarea acestui curs, la partea de aplicații, am primit suportul Graitec România ca reprezentant al Autodesk. Pe lângă licențe gratuite pentru studenți, am primit și traininguri gratuite pentru studenți și pentru aplicarea acestor programe în calculul structural. Și mai mult, ca urmare a acestui prim pas și a colaborărilor, am extins această colaborare într-o conferință făcută pentru studenți, conferință care introduce un concept nou în România, conceptul BIM, Building Information Modeling, în care împreună cu Sorin și Marina, din partea UPT, susținuți de Graitec, am reușit să strângem un număr foarte, pentru mine, impresionant de studenți. Am reușit să umplem o cameră Zoom și să blocăm accesul, prezentând și trimițând aceste invitații prin campus virtual. A fost o surpriză foarte plăcută pentru noi și evenimentul a fost primit foarte, foarte bine. Astfel încât, pentru mine, cel puțin în perioada aceasta,
mi se pare că am făcut un pas foarte mare pentru atragerea studenților și a face toată activitatea noastră mai atractivă și mult mai disponibilă, să zic așa. De asemenea, campusul virtual, sau pe lângă campusul virtual, am folosit și un alt add-on, să zic așa, nu știu dacă ați auzit de Slido până acum, însă pentru mine e foarte bun ca să adun din partea studenților feedback și pot să le pun la sfârșitul cursului, de exemplu, câteva întrebări simple la care, folosind un QR code sau chiar să se conecteze pe Slido, să dea niște răspunsuri așa cum au înțeles ei cursul. Bineînțeles, unele răspunsuri sunt greșite, însă tocmai aceste greșeli mă ajută să pot să merg, să fac un pas către studenți și să vedem de ce s-au înțeles greșit un concept care ar fi trebuit să fie diferit. Astfel încât în următorul curs putem relua discuția, putem vedea de ce este așa cum este și să facem un pas în direcția bună. De asemenea, există și un scoring în care studenții pot să vadă care a avut mai mult succes în completarea acestor întrebări. Atât am avut de spus despre campusul virtual. Și nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc pentru această invitație și oportunitate de a împărtăși experiențele, din punctul meu de vedere, foarte, foarte interesante, foarte utile și, de asemenea, vă mulțumim și eu vă mulțumesc enorm pentru suportul pe care l-am avut din partea Campus Virtual pentru a folosi platforma și pentru a face toate lucrurile să meargă. Mulțumim! Mulțumesc și eu foarte mult, domnule șef de lucrări Crișan și domnule profesor Herban. Mă bucur foarte mult că ați reușit să integrați atât de multe exemple și atât de multe activități care se realizau până acum practic în laboratoare, cumva în mediul online. Și întrebarea pe care, să zicem așa, aș dori să o creionați cumva împreună, pentru că veniți din departamente diferite și totuși ați colaborat pentru a putea realiza aplicații cât mai bune pentru studenți, din diverse ani și la diverse niveluri și care nu erau în Timișoara. Da? Care credeți că a fost, să zicem, impactul cel mai mare pentru studenții, mai ales care nu erau în Timișoara și care nu au venit deloc în Timișoara? Mă refer mai ales la studenții din anul întâi de la construcții, că au trebuit să lucreze în online și să facă niște discipline care sunt destul de tehnice și care însemnau chiar măsurători pe teren, în multe cazuri, în mediul online. Care a fost impactul pentru ei și percepția lor? Am să încep eu, Andrei? Te rog! Încep eu că nu știu ce să răspund. Nu pun întrebări ușoare niciodată. Da, ce v-am spus și pe timpul prezentării mele, am zis că nici cadrele didactice, și am văzut aici că sunt mulți elevi, să știți că nu suntem toți cu capetele pătrate și știm răspunsurile la toate întrebările pe care voi ni le puneți, dar ce am observat că cele mai multe camere Zoom pornite sunt la studenții de anul întâi. Cele mai puține camere Zoom pornite sunt la studenții de la master. Camerele Zoom pornite au devenit etalon de motivare, nu? Cel puțin un etalon de a evalua impactul. Și cum vă spuneam, cred că noi, ca și cadre didactice, încercăm să facem eforturi substanțiale să transmitem toată informația care am acumulat-o în anii de când predăm, în anii în care am învățat și învățăm în continuare, că nu, învățarea asta nu se oprește niciodată. Dar feedback-ul de la ei cred că este un etalon important și de ce nu și notele care le iau la examene. Să știți că în acest context am încercat ca, cel puțin eu, foarte multe dintre examene, să dau examene orale cu studenții mei ca să îi ajut nu doar să verbalizeze principiile care și le-au însușit, ci în examenul oral, din punctul meu de vedere, îți consolidez un cuvânt din domeniul ingineriei civile, îți consolidez informațiile și mergem înainte și, da, eu sunt pe deplin mulțumitor pentru ceea ce am reușit să realizăm per total facultate în acest an
de pandemie sau de învățământ online 100%. Vedeți că am ocolit cu puțin așa răspuns. Pentru mine, experiența cu studenții de anul întâi, chiar înainte de acest webinar, am avut curs cu studenții de anul întâi și întrebarea pe care am arătat-o de pe slide-o au fost chiar răspunsurile date de ei. Îi văd foarte, foarte interesați de aceste noi abordări, pentru că majoritatea au impresia că venind la construcții, facultatea de construcții înseamnă vii, faci o facultate, după care te duci pe șantier și începi să construiești. Cam atât înseamnă pentru unii facultatea de construcții. Și dintr-o dată schimbarea aceasta de paradigmă și schimbarea de abordare le arată că stai un pic, că poate e mai mult de atât, e ceva altceva și se deschid mai multe căi și mai multe domenii și construcțiile nu-i doar șantier și se face și cercetare și se face și proiectare și există și o colaborare între toate domeniile de construcții, între arhitectură și construcții, între tot. Astfel încât văzând această abordare a lor și dorința de a comunica cu noi, cum zicea și Sorin, toți au camerele deschise, fiecare vrea să pună câte o întrebare sau să voteze câte ceva, o întrebare sau participarea la acea conferință BIM pe care am menționat anterior, în care, cum am zis, am reușit să umplem o cameră Zoom și primeam mesaje, nu mai putem intra. A fost pentru noi un feedback foarte, foarte bun și ne bucurăm foarte tare că eforturile pe care le depunem să îmbunătățim modul nostru de prezentare și toate chestiile pe care le facem sunt apreciate de studenți și sunt binevenite. Pot să spun că, într-adevăr, mă bucur de acest răspuns, să zicem, al studenților constant și continuu privind implicarea lor online și cred că, într-adevăr, poate acest an le-a dat, cum să zic, încredere studenților de la construcții și din multe alte domenii, poate aici și arhitectura și electrotehnica și electroenergetica care urmează imediat să intre în această categorie, că foarte multă tehnologie informațională se folosește și în domenii care ei credeau că nu folosesc tehnologii informaționale și în considerare își dobândesc calități și abilități care îi vor ajuta cu siguranță să se integreze mult mai ușor pe piața muncii, pe piața muncii care cu siguranță va arăta foarte diferit decât cea care arăta poate când am ajuns eu cu Sorin, ca să zicem așa, pe piața muncii și care era complet, să zicem, lipsită de anumite perspective și uite că îi facem față cu succes cu uneltele de acest gen. Vom reveni. Mergem acum mai departe la Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică din Universitatea Politehnică din Timișoara și mă bucur foarte mult să-l avem alături de noi pe domnul conferențiar dr. Inginer Attila Simo, care pe lângă faptul că predă și este prodecan la această facultate și are discipline din zona sistemelor electroenergetice foarte complexe și predă parte de metode numerice chiar pentru, să zicem, motoare și sisteme foarte mari în zona electrotehnicii și electroenergeticii. Este și administrator pentru campusul virtual și nu numai, ci și pentru face parte din echipa de administrator la IT la nivelul general al Universității Politehnica din Timișoara și care din nou a avut o activitate foarte strânsă alături de noi în acest an, alături de Centrul de e-learning în special și alături de echipa de la campusul virtual pentru a putea integra cât mai mulți dintre colegii de la facultate în a utiliza unelte cât mai diverse și mai dinamice și mai interactive din campusul virtual. Trebuie să spun că foarte multe, cel puțin 3 dintre specializările la master și câteva cursuri de la această facultate funcționau de vreo 8 ani în campusul virtual, ceea ce chiar și-a adus a fost un plus pentru ei. Domnule conferențiar Simo, vă rog. Mulțumesc frumos pentru prezentare, Diana. Mă simt privilegiat că mă aflu astăzi aici. Recunosc atunci când m-ai sunat, m-ai pus în dificultate, pentru că în ultimul an
s-au întâmplat foarte multe și efectiv nu puteam să selectez despre ce aș putea să vorbesc astăzi. Totuși, am decis că o să prezint strict experiența mea. Vă rog să confirmați dacă se vede dacă prezentarea. Da, acum e bine, mersi. Da, probabil are un pic întârziere. Da, a fost un an foarte dificil și după ce am vorbit noi doi, am făcut așa o conexiune înapoi în timp și mi-am adus aminte că în data de 11 martie 2020 am primit acel e-mail pe avizerul PT cum că conducerea Politehnicii a decis suspendarea prezenței față în față a studenților și a profesorilor, evident, la cursuri. După care, sincer să vă spun, nu am intrat în panică, fiind eu și așa mai apropiat de partea asta digitală. Și dacă analizăm la rece, putem să tragem concluzia că, de fapt, putem vorbi de trei componente importante în tot procesul acesta. Avem studenți, avem profesori și am avut amfiteatre, săli de seminar, laboratoare și odată cu această decizie nu s-a întâmplat altceva decât am scos componenta numărul 3, deci totuși protagoniștii au rămas, studenții și profesorii. De fapt, ce am făcut în locul locațiilor fizice, am venit cu locații virtuale. Culmea, și asta nu știu dacă v-ați gândit vreodată, acest lucru totuși s-a întâmplat în era digitalizării și a transformării digitale. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost acum 30 de ani, acum 40 de ani? Probabil că ne confruntam cu dificultăți mult mai mari. De fapt, ce s-a întâmplat? Că aici am început să analizez pe atunci toate problema. Cred că la marea majoritate inconvenientul a fost că am deranjat sau am fost deranjați din zona noastră de confort. Eu totuși, fiind din fire așa mai curios și mai pozitiv, am văzut foarte multe oportunități. Am văzut că putem să digitalizăm, dacă n-am făcut până acum trebuie să facem acest lucru. Putem să învățăm tehnologii noi și am făcut. Putem să fim mai eficienți pentru că toată lumea a simțit faptul că vorba aceea care circulă printre noi că vara nu este ca iarna și translatând acest lucru, online-ul nu este ca față în față. Deci trebuia clar să devenim mult mai eficienți, să fim mai flexibili și multe alte oportunități, foarte multe alte lucruri. Eu totuși, cum v-am spus, am încercat să nu intru în panică și am început să mă gândesc cum ar trebui să plec pe acest drum nou sau parțial nou. Și primul lucru la care m-am gândit, am zis ok, calm, inginerie, deci puțină gândire analitică nu strică. Și am încercat să văd pașii. Am zis că pasul 1 ar trebui să identific care sunt resursele pe care am la dispoziție, la care mă pricep, la care mai trebuie să învăț și cum le combin aceste lucruri astfel încât să devină complementare. Și am început identificare. Campusul virtual de care, cum ai spus și tu, știam deja de mai mult de 8 ani, adică în sensul că se utiliza, care, după părerea mea
și aici tot meritul este al vostru și încă o dată și încă o dată și ori de câte ori am ocazia, am să vă mulțumesc, pentru că după părerea mea a fost salvarea educației în pandemie la UPT și la alte universități la care ați implementat această soluție. De ce spun acest lucru? Pentru că, după părerea mea, au adus la un loc foarte multe unelte digitale de care am avut foarte mare nevoie pentru a duce până la bun sfârșit actul educațional în acest an cu foarte multe încercări. După care, la dispoziția noastră, complementar la campus virtual, a venit Office 365, care, având atât sau fiind atât la dispoziția studenților noștri, cât și la cadre didactice, am putut colabora mai eficient. Pentru partea de videoconferințe, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, am identificat că ar fi trebuit să existe, după care voi imediat ați venit cu integrarea Zoom-ului în campus virtual, din nou un foarte mare ajutor din partea voastră. Tehnologiile cloud, în speță din Office 365, OneDrive-ul și foarte puțin poate, sau după părerea mea, prea puțin, tot ce e sub 100% mi se pare puțin în acest caz, s-a oferit acces la materiale în format electronic, gratuit, în această perioadă, unde puteam sau din care puteam să învățăm, să dăm certificări fără să plătim taxe. Asta mi s-a părut o resursă incredibilă și cred că am și câștigat mai mult timp. Acum vorbesc din nou din punctul meu de vedere, nu din punct de vedere a celului, care probabil că a ajuns la 1500% de pe o zi pe alta de încărcare. Dar eu am câștigat mai mult timp, fapt care m-a permis să dau certificări, să caut materiale noi care au fost puse la dispoziția noastră, inclusiv muzeele mari din lume au oferit tururi virtuale gratuite în interiorul lor. Deci, din nou, mi s-a părut un lucru excepțional. După care, pasul 2 a fost să văd ce au făcut alții, ce fac alții, care poate se pricep mai bine decât eu, pe plan național, pe plan internațional, și ce recomandă experiența lor. Bineînțeles, au urmat câteva zile bune de cercetări intense pe internet, teleconferințe cu colegii din țară, din UPT organizat de CEL, unde am schimbat foarte multe impresii, cunoștințe și totul era să adaptez aceste lucruri la nevoile mele. Și atunci am început efectiv lucrul, în sensul că o trebuit să digitalizez ce nu am avut digitalizat din punct de vedere a materialelor aferente disciplinelor. Și, din nou, în discuție între campus virtual, pentru că ne-a oferit un spațiu foarte generos de stocare a acestor fișiere, aceste elemente digitalizate, de unde studenții noștri și cadrele didactice puteau accesa cu mare ușurință, foarte prietenos cu utilizatorul, aceste documente, atât la partea de teorii, cât și la aplicații. După care am decis că după digitalizare vine pasul următor, susținerea orelor prin videoconferință și așa cum v-am spus foarte repede, mi-am dat seama că nu este bine să susținem orele așa cum am făcut față în față. Mă refer aici la timp, ca și întindere. Așadar, am decis să susțin doar 1/3 din orele prevăzute,
în această modalitate prin videoconferință. Și aici, din nou, o sărit în ajutorul meu foarte eficient, mi s-a părut treaba prin campus virtual, în sensul că puteam să pun, așa cum se vede aici, am pus pe slide, ca studenții să facă, să facă prezența fără intervenția mea. Eu doar trebuia să compar numărul celor prezenți în Zoom versus numărul celor prezenți în campus virtual. Modalitatea prin care puteam să transmit datele sau coordonatele întâlnirilor, din nou foarte eficient prin calendarul campusului virtual, unde, după cum vedeți aici în imaginea din mijloc, la un student apar absolut toate evenimentele programate de mine, n-are decât să acceseze link-ul respectiv și foarte simplu, este la mine la ore. Foarte ușor, de asemenea, puteam să urmăresc prezența lor la activitățile mele, astfel încât, dacă sunt ceva probleme, să pot să iau decizii mult mai rapide. Deci aici, din punct de vedere a eficientizării timpului, am câștigat foarte mult datorită campusului virtual. După care, ca să completez restul de aș zice 1 pe 3 dincolo, ar fi trebuit să scriu 2 pe 3 din cursuri am susținut online, prin videoconferințe. 1 pe 3, de fapt, am generat niște întrebări din cursurile mele, am pus la dispoziția studenților noștri prin campusul virtual și am pus o resursă de tip unde putea să încarce răspunsurile lor, astfel încât ei parcurgeau tot materialul încă o dată, răspunzând la niște întrebări puse de către mine, și aveam completat cu restul 1 pe 3 din desfășurarea orelor, bineînțeles urmând ca după aceea să citesc răspunsurile, să dau feedback, dacă înțeles, asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Completând această listă de videoconferințe și de întrebări din cursurile mele, bineînțeles și cu invitați din mediul economic, și până acum obișnuiam să fac invitații de genul acesta, dar acum parcă a fost mult mai ușor să se prezinte oamenii, pentru că era un efort mai mic din spatele calculatorului decât fizic să se deplaseze. Acum, de foarte multe ori am auzit că poate este un interes mai scăzut din partea participanților la asemenea ore. Din nou, experiența mea spune în felul următor. Eu mereu încep cu chestii noi, wow, care au apărut de o zi, de două zile, genul că Nvidia a lansat un dispozitiv nou care concurează cu Raspberry Pi de 2 giga și este powered de inteligență artificială, sau că Seagate începe comercializarea harddiscurilor de 20 de terabyte și SDK crede că cât de curând o să facă de 80 de tera, și imediat reușeam să trag pe partea mea studenții, pentru că veneam cu foarte multe lucruri noi din domeniul lor de interes. Și mai departe, ca să fim siguri că nici unul dintre ei nu încearcă fentarea sistemului, random, în timpul cursurilor, puneam niște poluri în Zoom la care ei trebuia să răspundă. Așa mă trezeam dintr-o dată, țineți minte că acum 5 minute vorbeam despre asta, ia răspundeți la o întrebare aici. Și atunci aici aveam și controlul și știau și ei că aceste întrebări vor veni, deci participau cu mine pe tot parcursul orelor, sau dacă aveau ceva probleme, bineînțeles, există flexibilitate și înțelegere din partea noastră. Bun, partea de aplicații. Aș putea să zic poate că am fost privilegiat prin natura disciplinelor mele, dar nu cred. Asta e un da și nu, cu două tăișuri.
Bineînțeles, așa cum au spus și colegii mei de înainte, antevorbitorii mei, că am căutat soluții simulatoare, open source, să pun la dispoziția studenților astfel încât să putem lucra mai eficient. Chiar am setat niște calculatoare din incinta OPT-ului la care ei se conecteau prin remote desktop, prin VPN și lucrau pe calculatoarele din sălile de laborator. Asta pentru softurile care nu permiteam să cumpărăm și să înmânăm studenților, ci sunt cumpărate și instalate pe calculatoarele din UPT. Și prezentam filmări de la standul de lucruri, unde făceam adnotări, explicații, și asta am observat că a ajutat pe partea de aplicații pe ei foarte, foarte mult. În ceea ce privește evaluarea, aici eu am fost obișnuit și i-am obișnuit pe studenții mei cu evaluări de tip grilă de când mă știu eu în universitate, pentru că am eu părerile mele despre teste grile, că necesită o atenție sporită din partea studenților când parcurg materialul, pentru că trebuie să fie mult mai atenți la detalii. Au un grad crescut de obiectivitate, mie îmi place să fiu obiectiv, să nu intervin în procesul ăsta de evaluare. Ei primesc întrebările, răspund și cel mai obiectiv lucru, calculatorul, care poate evalua pe ei pe baza răspunsurilor predefinite undeva de mine. Și rezultatele sunt rapide. Aici recunosc, de foarte puține ori am utilizat resursele campusului virtual pentru că aveam eu o aplicație construită open source din anii precedenți și studenții fiind obișnuiți cu asta, n-am vrut să-i bulversez, așa că am mers în continuare în acest program. Care sunt avantajele cu care au venit din punctul meu de vedere toată perioada asta? Faptul că am ținut videoconferințele prin aplicația Zoom sau prin orice altă aplicație m-a dat posibilitatea să înregistrez cursurile, laboratoarele și să pun la dispoziția studenților. Mi se pare foarte important acest lucru pentru că ei astfel primesc posibilitatea din partea mea să parcurgă oricât de câte ori au nevoie să mai aprofundeze sau să clarifice anumite lucruri. Bineînțeles, cu împerecherea forumurilor și chaturilor din campus virtual, unde ei puteau să deschide topicuri și chiar foarte constructiv discutam de foarte multe ori lucrurile și clarificam. Alte avantaje ar fi aceste adnotări. Da? Dacă am fi față în față, ar fi mult mai greu. De ce? Pentru că echipamentele pe care am putea să facem acest lucru, că acolo în sală ne mișcăm, nu stăm la masă în fața unui laptop, acolo stăm în fața auditoriului, acolo mai greu cu adnotările. Aici însă a fost mult mai ușor, online. Puteam să utilizăm tablete grafice, puteam să folosim diverse funcții de adnotări în Zoom sau în orice altă aplicație prin care susțineam aceste videoconferințe. Și ultima dată am zis că în loc de concluzii, ce m-a învățat această situație? În primul și în primul rând, m-a învățat că lucrurile gen las că n-am timp, se poate și mâine, las că e bine și așa, din nou a dat dreptate prietenului nostru, Friedrich Nietzsche, care spunea că cel mai rău dușman pe care poți să-l întâlnești întotdeauna o să fii tu însuți. Și alte chestii care m-au învățat pe mine toată perioada asta e că a fi profesor înseamnă un risc asumat. Și asta deoarece pregătirea pentru a preda, pentru a învăța pe alții cum să învețe, este o operă niciodată încheiată și care implică foarte multă răbdare. Multe momente de incertitudine, de descurajare și multe, multe ore de studiu. Iar rezultatele, culmea, nu pot fi măsurate nici cantitativ și nici imediat.
Și tot timpul asta m-a ghidat în toată perioada asta. Mulțumesc! Da, pot să spun că aproape că m-am emoționat de această încheiere cumva, care cred că ne-a reunit pe toți în din acest punct de vedere. Cumva toți ne-am simțit acolo și mai ales pe chestia cu răbdare. Ați mulțumesc foarte mult, Otilo, că într-adevăr cred că unul dintre atributele care ne-a fost cel mai greu pus la încercare în această perioadă a fost răbdarea, că totul se va întâmpla și că totul va fi bine. Am o întrebare pentru tine și care e cumva așa legată și de faptul că tu ai aceste multe pălării, ca să zicem așa, gestionezi și partea de campus virtual și administrator IT pentru facultate și prodecan și ai discipline care țin de sisteme puternic integrate, așa, complexe în domeniul electrotehnicii. Cât crezi tu că a contat pentru pregătirea viitoare a studentului faptul că, poate seamănă un pic cu întrebarea de la construcții, dar are altă conotație cumva, poate pentru tine, cât crezi că a contat faptul că el a putut să lucreze acum digital și poate de acasă, adică să știe să se descurce singur? Nu ascund că, și ceea ce toată lumea știe, că întotdeauna am promovat puternic de tot învățarea independentă și cred cu tărie, mai ales în inginerie, dar în toate domeniile, dar în inginerie, poate medicină, arhitectură și altele, este cu atât mai vital ca cel care va absolvi o facultate să fie sigur că poate să învețe singur, independent și în principiu digital sau online pe toată durata vieții și cred că e sarcina noastră în principal să-i ajutăm la aceasta. Nu ascund că de multe ori am avut senzația sau poate uneori și convingerea că mulți dintre colegii noștri din universitățile și nu numai din România aici, în groaza și în grija de a nu ne pierde studenți, facem ce englezii spun spoon feeding, îi hrănim cu ligurița pentru a-i învăța să învețe cât mai repede și cât mai bine și a fi sigur că și obținem competențele pe care ei trebuie să le aibă și rezultate și pierdem cât mai puțin dintre ei, avem cât mai puțin drop-out. Cât crezi tu că a contat pentru studenții pe care are facultatea de electrotehnică să învețe acum digital că trebuie să se descurce? După părerea mea, după această perioadă, aceste competențe de care noi ne agățam ani de zile se vor schimba radical. Și noi, școala, deja suntem parțial pregătiți să oferim alt tip de competențe decât am oferit până acum. Pentru că aici se traduce totul, da? Când termină, când iese de sub mâna noastră, ce competențe, ce abilități are. Iar faptul că totul s-a mutat online, eu pe ei o responsabilizat, după părerea mea, mai mult decât ar fi întâmplat dacă ne-am fi întâlnit față în față. De ce? Pentru că atunci când vin față în față, aici oarecum preiau lucrurile din mers de la anii mai mari. Acum nu ori mai avut acest privilegiu să primească informații de la colegii din anii mai mari și atunci de aici au crescut foarte mult gradul de individualitate. Așa că în continuare trebuie să găsim o soluție să îmbinăm aceste lucruri astfel încât să creștem în grad și să forțăm, și sunt perfect de acord cu tine, să devină din ce în ce mai independenți față de lucruri care poate nici nu aduc valoare adăugată în viața lor. Da, îți mulțumesc și încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru idee, așa cum mulțumesc absolut tuturor celor care ne au prezentat astăzi și acum spre final deja am depășit mult timpul, deci
întotdeauna le spun 15 minute de facultate. Nu, se păstrează chestia asta și cred că mă voi învăța minte că e greu cu cadrele didactice să le ții în cutiuță și să le spui ăsta e timpul și ăsta trebuie respectat și trebuie făcut și poate și eu sunt la fel că și eu dau de multe ori prea multe explicații. Dar pe scurt, pe fiecare dintre voi și chiar vă rog pe scurt, să-mi spuneți ce credeți, atât la facultate, cât și la specializare, cât și la, să zicem, cursul pe care îl predați, disciplina de care vă ocupați, va rămâne după această perioadă. Ce credeți că e acel lucru foarte important sau unic sau cel mai predominant care credeți cu tărie că va rămâne? În ce ordine vreți să începem? Începem în ce ordine vreți voi acum? Nimeni nu ridică mâna. Uite, facem așa, mergem și numim. Diana, hai! Da, ma, depinde din ce perspectivă trebuie să dau răspunsul ăsta. Odată din perspectiva al conținutului disciplinelor pe care le coordonez, cred că e partea asta de interactivitate și desen deodată cu ei și desen asistat în mediul digital. Cred că asta vă reține faptul că am reușit să facem împreună o serie de schițe de desene. Iar din punct de vedere uman, cred că faptul că începem sesiunile, ședințele de discipline, le începem cu întrebarea cum vă simțiți, ce ați mai făcut, faptul că cumva suntem oameni și trebuie să ne înțelegem reciproc și să avem empatie față de diversele situații care pot apărea de la o sesiune la alta și cred că asta cumva câteodată cântărește mai mult decât informațiile pe care le dăm în cadrul cursurilor sau seminarilor. Asta e părerea mea. Sorin Herban. Da, ce cred eu este că sintagma aia, învățarea pe tot cursul vieții, cu adevărat o să aibă un impact fantastic pentru noi, inclusiv pentru noi cadrele didactice, dar este o altă modalitate de a-ți culege informația. Deci dacă până în martie toată lumea era mult mai obișnuiți cu informația live în sensul că vii acolo să-l vezi pe profesor, să-l vezi pe student, cred că atât noi, cât și studenții ne-am adaptat și ne-am schimbat foarte mult modul de gândire și cu siguranță că niște legături neuronale s-au schimbat aici în creierașul nostru și vom fi mult mai deschiși la această învățare pe tot parcursul vieții. Cristi. Da, eu cred că va rămâne sistemul ăsta blended, în care, mă rog, nu funcționăm acum pentru că sunt complet virtuali, dar sigur va fi ceva blended, nu pot să-mi imaginez altceva. Pentru că e clar că am descoperit niște lucruri, niște beneficii în acest sistem pe care nu le anticipam. În același timp, sunt lucruri pe care le-am pierdut, e foarte adevărat. Pentru noi, contactul e super important și mă gândesc doar cum vom reuși să le combinăm. Cred că aici va fi problema. Cum vom reuși să combinăm tipul ăsta de concentrare și de focus pe care online-ul îl aduce în acel mediu anarhic al atelierului care e foarte creativ și foarte libertin, între ghilimele, aș zice, în felul în care se raportează studenții unii la alții și chiar și față de profesorilor. Va fi o lume super interesantă și eu sunt foarte curios să văd cum o să o scriem împreună. Cu siguranță împreună. Atila. Eu aș vrea să păstrăm așa deschiderea profesorilor către tehnologii noi și independența studenților. Atât. Nici nu-ți propui lucruri mici, să știi. Andrei. Aș vrea să păstrez și să incorporez, poate și restul își doresc chestia asta, feedback-ul studenților care să rămână după curs, imediat după curs, cu acele întrebări, Slido sau alte feluri de întrebări. În schimb, nu o să mi lipsească deloc partea de a nu-i vedea, adică de a vedea o poză și a vorbi unei poze, în loc de a vedea niște fețe care să
care pot să transmită și atunci acea n-am înțeles sau ok, adică acel non-verbal. Acel non-verbal care lipsește total online. Dar cred că feedback-ul e cel care o să rămână. La mine cel puțin 100%. Da, și pot să recunosc că absolut toate sunt, din nou, după părerea mea, idei și propuneri foarte bune și care chiar cred că vor rămâne. Cred că depinde de noi toți cum le vom implementa și cum le vom adapta și cum poate vom reuși să îi transmitem acest lucru și celor din jurul nostru. Fiindcă ne apropiem de final, ca întotdeauna la webinarile împreună online, la final, fiecare dintre participanți are voie un singur cuvânt, vedeți, un singur cuvânt, în care să vă exprimați, să zicem, speranța sau dorința pentru viitor. Cine începe? Andrei. Am scuze. Da, cel din tâi. Comunicare. Cristi. Progres. Sorin. Echilibru. Diana. Curaj. Atila. Primul gând a fost vaccin. Să sperăm că, într-adevăr, cu comunicare, cu curaj și cu progres vom merge, să sperăm că și cu vaccin și vom reuși să ne și vedem împreună. Acest lucru ne-l dorim cu toții, vom merge spre un viitor cât se poate de bun și de, să zicem, integrat digital și real în educație și și în viața noastră și și în viața profesională. Toată lumea crede că eu îmi doresc să facem totul în online, nu. Poate că lucrul pe care mi-l doresc cel mai puțin este să mai stau pe scaun. Cred că îmi lipsește atât de mult să mă mișc în fața studenților sau și cu echipa cu care lucram în timpul întâlnirilor vorbeam. Eu gesticulez mult și mă mișc mult și asta îmi lipsește cel mai mult. Aici trebuie să stau prea cu minte, ceea ce cred că se și vede la mult că îmi este dificil și sper ca pe viitor să reușim să găsim soluții care să ne poată ajuta, să ținem ore care să fie hibride din clasă cu încât mulți dintre cei care nu pot să fie față în față să vină față în față să poată să participe la ele. Eu recunosc că de mulți ani am parte de această experiență, fiindcă călătoream destul de mult și participam la multe conferințe și întâlniri și fiindcă nu doream să pierd sau să fiu silită să-i aduc pe studenți să recuperăm orele de curs sau de laborator, le făceam hibrid, deci le făceam de oriunde eram, chiar și noaptea, uneori țineam orele și făceam programul de asemenea manieră încât orele să pot să le țin la aceleași ore la care erau planificate, de oriunde eram, eram vestită cu faptul că puteam să găsesc un colț și într-o cafenea și într-un magazin sau oriunde și să vorbesc pentru cel puțin 45 de minute studenților mei și să le arăt lucruri și să schimb impresii și opinii cu ei, iar ei de cele mai multe ori mergeau și mă urmăreau în sala de laborator și de curs pe un ecran mare, deci nu de acasă sau ceva de genul ăsta și le plăcea. Acum nu știu dacă continuă să mai aibă aceeași impresie, să zicem, despre acest lucru, dar poate că în curând ne va ajuta și tehnologiile care deja știu că se pregătesc și care vor veni și vor fi din ce în ce mai accesibile tuturor și nu vorbesc numai de realitate virtuală. Doresc acum să vă transmit tuturor mulțumiri, în special pentru timpul acordat, pentru ideile foarte bune, pentru soluțiile pe care ni le-ați arătat și mulțumiri pentru cuvintele care le-ați adresat echipei CEL. Are să zică lumea că noi invităm la aceste webinare doar pe cei pe care ne laudă, așa că vă rog frumos să nu mai faceți, că nu chiar așa, noi nu am mai am făcut ceea ce am crezut și am sperat că facem bine și ne-am bucurat că tot ceea ce am strâns unii dintre ei, dintre noi în peste 20 de ani, alții mai puțini ani de experiență, a putut să fie fructificat de atât de multă lume până la urmă și chiar mă simt mai degrabă și aici vorbesc din nou din punctul meu de vedere personal, dar cred că al întregii echipe cel mai mult bucuroasă și recunoscătoare că toți cei care ne-au urmărit atât din studenți cât și profesorii din UPT și ceilalți în aceste webinari
cumva au venit și au vrut să aplice ceea ce noi le-a spus. Deci asta e cea mai mare, să zicem, mulțumire pentru noi și chiar așa, sincer, mulțumesc întotdeauna pentru asta. Săptămâna viitoare continuăm, vor veni 4 facultăți din Universitatea Politehnică din Timișoara să-și prezinte soluțiile. Sunt facultățile cele mai diferite, poate, de profilul nostru ingineresc și nu numai, și care vor veni cu alte soluții și cu alte idei și cu alt mod de abordare a problemei educației în pandemie. Totodată vă reamintesc tuturor care ne urmăriți că în fiecare sâmbătă de la ora 10, Universitatea Politehnică din Timișoara organizează prin UPTT Conectează Viitorul secțiuni de prezentare atâta, să zicem, departamentelor, facultăților, ligilor studențești din Universitatea Politehnică din Timișoara, dar și a lecțiilor de matematică de pregătire pentru admiterea de la 2 facultăți, de fapt, din 3 domenii foarte mari din Universitatea Politehnică din Timișoara, care în continuare se va întâmpla prin examen de admitere la matematică. Vă invităm la celelalte webinarii, să urmăriți înregistrările webinarilor noastre pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul nostru e-learning.pt.ro, cât și pe canalul de YouTube. Sper să regăsiți cât mai multe informații care să vă fie utile, să vă motiveze în continuare și să vă încurajeze să faceți educația cât mai de calitate, cu resurse cât mai corecte și cât mai bine utilizate. Vă mulțumesc, ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc mult de tot tuturor. La revedere! La revedere! La revedere!